Bună ziua, domnule avocat. Cer scuze, de la ziarul de gardă. Vreți să-mi spuneți câteva declarații legate de cum decurge procesul? Domnul avocat, dumneavoastră? Cer scuze, ședință. Bună ziua, domnule avocat. La ziarul de gardă suntem. Vreți să ne puneți niște comentarii legate de dosarul în care sunteți vizat? Domnul Andrunache, considerați că e corect să se examineze în ședință închisă? Puteți să ne spuneți cum răspundeți la vinuie? Sigur că nu. Deja v-am dat de înțeles că nu vreau să comentez absolut nimic. De ce vă băgați în suflet? Ce manieră aveți să vă băgați în suflet? Căutați-vă de treabă, vă rog mult. Dacă vrem să... Dar mai comunicați cu domnul Plahotniuc în timpul ăsta? Nu comunic cu nimeni absolut. Nu am drept să comunic cu nimeni în afară de avocat. La revedere. Vladimir Andronache, fost deputat PDM, este judecat, la fel ca și Plahotniuc, în dosarul privind frauda bancară. Lui se incriminează prejudicii de 26 de milioane de lei, fiindu-i aplicate și sechestre pe bunuri imobile, cote părți în capitalul social al unor companii și mijloace bănești în valoare egală cu suma prejudiciului. Cauza lui a fost expediată în judecat în martie 2023, iar la scurt timp, la 19 mai, judecătorul Gheorghe Balante la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus examinarea cauzei penale în ședință închisă, la cererea părții apărării, deoarece eventuale reportaje sau emisiuni legate de prezentul proces judiciar riscă să-i afecteze emoțional familia inculpatului și pentru că unele probe ar constitui secrete bancare și de stat. Procuratura Anticorupție va solicita Consiliul Superior al Magistraturii intervenția legală pentru inițierea unei proceduri disciplinare împotriva judecătorului care a luat această decizie ce contravine Codul de Procedură Penală, Constituția și Convenția Europeană. Domnule judecător, dar puteți să ne spuneți, iată, de ce să fie ședința închisă? Așteptați-vă, rog, în coridor, noi să vă explicăm lucrurile astea. Așteptați în coridor. La ședința din 16 iunie, judecătorul Gheorghe Bălan a decis menținerea lui Andronache în arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile, până la 18 iulie 2023. Andronache stă în arest la domiciliu într-un apartament cu suprafața de 218 metri pătrați pe care l-a cumpărat în 2015 de la părinții săi, care îl dețineau din 2008. Și Andronache are experiență de fugar. El a plecat din Republica Moldova în iulie 2021, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, în urma cărora PAS a câștigat majoritatea în Parlament. La 2 noiembrie 2022, Vladimir Andronache a fost reținut în punctul de trecere a frontierei Criva-Mămăliga, intrând în Republica Moldova din Ucraina. A stat în arest preventiv aproximativ jumătate de an, iar la 19 aprilie 2023 a fost eliberat din penitenciarul numărul 13 și plasat în arest la domiciliu. Vladimir Andronache mai este învinuit și de faptul că a exercitat rolul de conducător în tentativa de deposedare a Republicii Moldova de clădirea consulatului din Odessa și în schemele de la Metal Feros. În acest dosar a fost aplicat sechestru pe Hotelul Național, al cărui beneficiar efectiv este Andronache, potrivit PC Cox.